La prima sesiune am vorbit despre ce ar trebui să aibă un tânăr creștin pe umerii săi, ce jug ar trebui să-l poarte ca să poată fi pregătit de a sluji Domnului și de a avea parte de îndurarea Domnului. Și ăsta e lucrul cel mai important, și anume să aibă jugul Domnului nostru Iisus Hristos, să-L aibă pe Iisus Hristos ca Domn, iar El să fie robul Lui. Aici luptăm. În momentul când Iisus Hristos este Domnul tău și tu ești robul Lui, nu faci ce-ți place, ci faci ce-i place. Nu te gândești ce ți s-ar cuveni și te gândești ce i s-ar cuveni. Totdeauna te relaționezi la El. Bineînțeles că ești tentat să porți haine, bineînțeles că ești tentat să arăți bine, bineînțeles că ești tentat să cheltuiești bani într-un anumit mod, dar întrebarea ta nu se pune dacă e corect, dacă e bine sau dacă ți-ar place, că știi că îți place, ci ce zice stăpânul meu. A purta jugul înseamnă să te uiți la El, să asculți de El. Câteodată ascultarea de El nu poți înțelege, nu-i logică câteodată, dar ascultarea de El este mai importantă ca orice. Amin. Nu uitați, noi suntem limitați. Noi trăim într-un anumit timp și spațiu. El este etern, El este veșnic, El cunoaște viitorul nostru și a omenirii întregi. Ca atare, când te supui sub autoritatea Lui, te supui nu numai sub autoritatea unuia care știe totul, ea tot știent, ci a unuia care are la dispoziția Lui toată puterea, sus în cer și jos pe pământ. Miliarde de îngeri sunt poziționați împrejurul tău să te asculte, că din toți tinerii lumii acesteia, tu ești robul lui Iisus Hristos. De aceea vă provoc și vă rog totodată, meditați la lucrul acesta. Pentru că toate celelalte juguri care se pun peste acesta, este în funcție de asta. Tinerii care nu au robia față de Hristos, sunt tineri care acceptă doar anumite limitări. Sunt tinerii care slujesc doar când le convine. Sunt tineri care nu sunt rentabili nici pentru lumea asta, nici pentru împărăția lui Dumnezeu. Sunt tineri care la un moment dat intră într-un drum închis. Nu mai pot da nici înapoi, nu pot merge nici înainte. Se plafonează și nu mai știm de ei. De aceea, vă repet, primul jug pe care ar trebui să-l poarte un tânăr în tinerețea lui este jugul robiei față de Hristos, când depinde de stăpânul său. Dacă are acest jug, al doilea are valoare, și anume jugul limitărilor. Aș vrea să vă spun, stimați tineri, că calea pocăinței nu e o cale în care faci ce vrei, ci este o cale cu limitare. Nu uitați însă, jugul pus pe umăr te limitează. Îi una să fugi fără jug și alta să fugi cu jug. Îi una să cauți, să alergi spre împărăția Domnului fără jug și alta cu jug. Sportivii care concurează la atletism, viteză și rezistență, de foarte multe ori merg și aleargă pe plajă, pe nisipul plăjii. Pentru că nisipul se mulează după picioarele lor și e mai greu de alergat pe nisip ca pe zgură. Apoi își pun în spate un rucsac cu greutăți și apoi cu rucsacul ăla în spate aleargă pe plajă, aleargă pe plajă, se antrenează. În timp ce alții aleargă prin parc, în timp ce alții aleargă, unii găsesc ei că e mai ușor, mai bine, ei aleargă cu rucsacul ăla pe plajă, poartă povara aia. Când se prezintă pe linia de start, au plecat ca din rachetă, pe lângă ceilalți care au alergat de plăcere doar. De ce? Pentru că ăsta s-a pregătit pentru victorie. Ăsta nu s-a jucat. Greutățile pe care le-a purtat el în spate l-au ajutat. Spunea fratele că vrea să ducă în legiunea franceză. Credeți că legiunea franceză primește pe fiecare, îi dă o pușcă de lemn și după aceea n-aveți și tu ce poți face? Nu. Treci prin niște teste extraordinar de grele numai să fii admis. Dar după ce ești admis, umbri prin moși cu masca pe figură și faci flotări de tisaturi. De ce? Pentru că atunci când vine momentul luptei, tu să fii prins, pregătit pentru lucrul acesta. Ori aș vrea să vă spun, stimații mei, după ce primești jugul robiei față de Hristos, urmează jugul limitărilor, când Dumnezeu îți spune nu ești bun la orice, cu toate că te crezi. Cu toate că te crezi, nu ești bun la orice. Acceptă limitările din partea mea.
Fii atent la lucrurile din prejurul tău și asumă-ți acele limitări. Limitările pe care ni le dă Dumnezeu, aș vrea să vă spun, stimații mei, sunt în primul rând pentru protecție. Ne protejează pe noi. Amintiți-vă că Sfânta Scriptură spunea la evrei că atunci când fac o casă, să facă pe acoperiș un pălimar sau o balustradă în termenii noștri de astăzi. Acoperișul fiind plat, nu ca cel care îl avem noi cu două ape sau patru ape, fiind plat, trebuia pe acoperișul plat făcut o balustradă. Ca balustrada respectivă să te păzească să n-ai vină de sânge, adică cineva de pe acoperișul tău să plece, să ducă jos. Și dacă ai o casă cu trei etaje, de exemplu, sau cu două etaje, s-ar putea să chemi la tine un prieten, să vină un prieten cu nevasta la tine. Și tu mai ai copii. Bineînțeles că oamenii stau la un ceai pe mijlocul acoperișului, că asta fac ei. Dar copiii credeți că stau pe mijlocul acoperișului? Nu, ei se joacă fugărita unul după celălalt. Bun, dacă tu n-ai nicio margine la acoperișul ăla plat pe care l-ai și un copil face pasul în gol, nu poți dai rapid o secvență în urmă și spui, băi, hai să-l prind când era. Nu, s-a dus jos. Bun, de cât trebuie să fie balustrada aia ca să fim siguri că copiii noștri nu se duc jos? Ca să fim siguri că nu cad. De cât? Că de foarte multe ori când bisericile observă prin slujitori anumite provocări pentru tineri, anumite provocări pentru adolescenți, anumite provocări pentru frați, anumite provocări pentru surori, vin și ridică balustradă și spun, frații mei, mai încolo nu mergeți, că s-au pierdut destul cu situația asta. Mai încolo ridicăm un zid, care e o hotărâre a bisericii. Noi stăm pe zidul ăla și spunem, ne limitează libertățile, noi vrem libertate, adică vrem să ne ducem jos fără parașută, dar vrem să mergem acolo. Și biserica ridică un zid. Bun, dacă tu ești cu copiii, de cât ar trebui să fie zidul ăla ca să fii sigur că copilul tău e în siguranță? Cu cât e mai înalt, cu atât e mai bun. De ce comentăm atâta la regulile pe care le ridică biserica sau părinții? Pentru că ele n-au scop să te distrugă, ci au scop să te protejeze. Asta e ideea de acolo. Nu uitați, mai ieftin ești și mai folositor e un gard pe buza unei prăpăstii decât un spital ultramodern în vale. Că după ce ți-ai rupt gâtul și te-au băgat în spital, poți să-ți întătă fel de aparate. Dar nu mai bine era un gard care să nu te lasă să te duci jos? Ori scopul legilor și a hotărârilor bisericești și a limitărilor pe care ni le pune Scriptura și câteodată biserica, este scopul de a ne proteja. Cei care trec peste ele suferă de foarte multe ori. Dar scopul limitărilor, frații mei, și jugul limitărilor este în primul rând pentru protecția noastră. Ne spune Scriptura despre unul dintre cei mai buni, să iau așa în termen, campioni ai lumii, Samson. Omul ăsta, dacă ar fi adus în timpul nostru de astăzi, ar fi campion mondial la tot ce presupune rezistență și forță. La atletism, l-a ridicat altere, l-a ridicat greutăți, ar fi extraordinar. Dar Duhul Domnului îl mișca între Țoarea și Eștaol. S-a gândit Samson la puterea magnifică pe care o avea el, că e prea puțin loc pentru o personalitate atât de mare. Dacă el rămânea între Țoarea și Eștaol, de acolo ieșea la pensie. Dacă rămânea între Țoarea și Eștaol, judecător al lui Israel rămânea până la deci bătrânețe. Pentru că acolo îl mișca Duhul Domnului. De el a zis, la puterea mea mă pot duce la Timna. La puterea mea mă duc la Valea Sorec. După puterea mea mă pot duce oriunde să fac ce vreau. Și într-adevăr a depășit limitele. Depășind limitele, a pierdut puterea, a pierdut vederea și a pierdut viața. Faptul că Scriptura ne spune că la moartea lui a ucis mai mulți dușmani decât în tot timpul vieții tale, e o amarnică mângâiere. De ce n-a rămas în zona de protecție cu toată puterea lui? Bine, tu n-ai puterea lui Samson, ai și tu o zonă de protecție, ai un timp. Caută să rămâi în zona aceea de protecție. Foarte mulți tineri se complică și câteodată se expun. Aș vrea să vă spun că diavolul n-are nicio putere asupra celor ce rămân în zona de protecție a Domnului. Psalmul 91 este edificator. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt, n-are ce le face. Indiferent câte planuri face, sub aripile Domnului ești în perfectă siguranță. Nu te poate atinge niciun virus, niciun microb, nici o săgeată, absolut nimic. Ești protejat de Domnul, pentru că Domnul știe să-și protejeze copiii. Slăvit să fie Domnul!
Dacă nu ieși dintre Țoarea și Extaol, că vrei să faci o excursie în afară, vrei să ieși de acolo, de sub acoperirea Domnului, că vrei tu să ai experiențele tale, aș vrea să spun Biblia, spune credincioșilor și nu dați prilej diavolului. Pentru că când i-ai dat prilej, el nu doarme și nu are concediu. El poate lovi biserica, familia ta prin tine, pentru că i-ai dat prilej și el nu te iartă. Mi-aduc aminte pe timpul când eram ca voi așa, plecam la școală, când făceam liceu, plecam la școală și mama îmi dădea bani de bilet. Bilet, să plătesc biletul. Pe vremea aia cumpărai bilet, te urcai în autobuz, cumpărai bilet și după ce îl cumpărai, tu îl compostai, ca să vadă că l-ai folosit, că altfel era valabil și altă dată. Și bine, dar colegii mei nu cumpărau bilet, nici n-aveau ce composta și cumpărau Eugenie, cumpărau pe vremea aceea era feblețe, ce napolitane și așa mai departe. Toți molfoiau pe la școală, eu umblau cu un bilet compostat și flămând. De ce? Pentru că mi-am compostat biletul. M-am gândit eu ca băiat de pocăit, așa, tata pocăit, mama pocăit în adunare, bă, dar numai ăștia pot mânca Eugenie. Eu ce am, adică, că-s băiat pocăit. Ce, nu mă poate păzi pe mine Dumnezeu? Ba da! M-am urcat în autobuz cu banii de la mama, n-am cumpărat bilet. M-am dus undeva mai încolo, așa, stăteam liniștit. N-am avut și compostat, stăteam liniștit, așa, fără probleme. Cum stăteam eu așa, se oprește autobuzul, deschid toate ușile și intră băieții ăia cu umeri lați, așa, care erau controlari de bilete. La toate ușile intră. Nu vă spun și rugăciuni înălțam eu, Doamne, te rog, fă-mă invizibil. Fă-mă invizibil că dacă autobuzul e plin de oameni de la noi, de localitate, e plin de vecini de-i mei, plin de... Mă văd ăștia fără bilet, îi spun lui tata că asta și nu era problemă, era rușine de el. Fă-mă invizibil, Doamne. Pentru că diavolul a văzut că am creat o breșă, s-a ocupat de mine. Dar adevărul că mulțumesc Domnului că s-a ocupat de mine. De ce? Pentru că la un moment dat unul din ăla solid a venit la mine și nu m-a uitat așa la mine. Eu cred că eram roșu tot. Era așa. Numai nu strigam, n-am bilet. Numai nu strigam. Și omul ăla s-a uitat la mine și a spus că nu ai bilet, nu? Nu am. Nu am. Dar de acum eu în continuu. Știu. Să nu uiți să cumperi. Și-o plecat mai departe. Doamne! Din ziua aceea, puteți să mâncați napolitanii toți! Eu îmi cumpăram bilet. Molecuit. Dar am dat prilej. Și am văzut că nu m-a scăpat. Odată dacă mă scăpa, ziceam că merge. Dar am văzut că e cu ochii pe mine. Ați observat de foarte multe ori, băi, sunt pe pământul ăla, pe pământul ăsta 7,8 miliarde, merge spre 7,9 miliarde de oameni. Păi, dar cine mă bag bine în seamă? Cine mă bag bine în seamă că ajut la colectă, că vorbesc de bine sau că vorbesc de rău sau că scap cuvinte nepotrivite sau că ascult muzică de care îmi place mie, manelii creștine sau știu ce, ascult eu în mașină. Chiar cui pasă de chestia asta? Da, așa te crezi, pierdut, prin furnicarul ăsta de oameni, te crezi pierdut. Ia o tărăște, te-o zis, postești. Doar o zi, să sai peste micul dejun. Să vezi cum apar colegii cu bomboane, cum apar colegii, uite, am ceva pentru tine special, ceva de... Păi, dar până acum ați fost aici, cum din numai? Dintr-o dată ești observabil. Cineva își dă seama că tu îi ameninți împărăția cu ziua aceea de post și faci tot posibilul să fii tentat ca să nu mai ții ziua de post. Pentru că ne credem neobservabil. Nu. În momentul în care dai prilej diavolului, el se va folosi de lucrul ăsta. Mi-aduc aminte că mă povestea un frate de la noi din biserică, spunea, frate Virgil, m-a trimis tata la școala profesională la Brașov. Da, pe timpul lui Ceaușescu, eram acolo la școala profesională, cum era acolo un grămădeală de frați, mai știam frații care predică, mult cuți așa la predică, erau frați. Și mi-am zis, eu am fost dimineața la biserică, după masă, e așa prea mare nădușală, nu mă duc la biserică, mă duc, mă plimb prin parc, fain, așa. După aia vin înapoi la biserică, mă interesez și ne-o predicat, dar cumva mă treabă tata, când mai vorbesc cu el, să spun și ne-o predicat, că a fost har în prar, cum să nu fie har, așa, că a fost har și așa mai departe. Și așa au zis el, nu s-a dus la biserică. S-a dus prin parc, s-a plimbat, după niște tufișuri, ieșit un cineva acolo. Nici ziua de azi nu știe cine e ăla. Probabil solul Domnului. Ieșit ăla și a zis, băi, dăm bani de o bere, dăm ceva, bani să beau ceva. Și a zis, nene, eu n-am bani. Când o tras la un cap în gură, l-a umplut de sânge pe loc, pe fratele, pe băiatul ăsta. Frate Virgil, nu m-am întrebat niciodată de ce mi-a șerut bani. I-am spus că n-am. Nu m-am întrebat de ce m-a lovit. În timp ce mă spalam, la undeva am dat din niște apă, mă întrebam, dacă eram la biserică, oare să mai întâmpla treaba asta?
Zic, și de atunci, de atunci am mers în continuu, cât a fost din nădușală, cât a fost... De ce? Pentru că ai fost într-o zonă fără acoperire. Nu ai ce căuta. Limitele te protejează. Să ții minte de asta. O, câți băieți și fete noi consiliem pentru că au vrut să iasă odată. Și acum îmi aduc aminte, îmi vine în minte, erau cam vreo 5-600 de tineri la Sfântul Ilie în Suceava, la o seară de tineret. Și după ce eu am vorbit, le-a dat cuvântul la un băiat din Statele Unite, un băiat din familie de pocăiți. Și el s-a ridicat în fața tuturor și a spus în felul următor: oameni buni, eu sunt născut în familie de credincioși, cânt în fanfara bisericii, eram în biserică, îmi vedeam de treaba mea, dar în continuu auzeam colegii mei, că se duc la party, că se distrează, că mai consumă câte ceva, că mai trag din nas câte ceva și că e foarte fain. A doua zi mai galbine așa la față lunea, îți mai galben, tot fug pe la toaletă, tot merg amiețit, dar fain a fost, grozav. Păi n-am încercat niciodată. Eu știam numai de bucuria din biserică, repetiții de cor, predicatori, cătare, atâta știam. Eram curios cum e iarba la ei, domnule, eram curios cât e de frumos la ei, eram curios. Și într-o zi s-a evit ocazia. Un coleg a spus că face la el întrunirea aia, faină, grozav. Și a zis, mă duc și eu odată să văd cum e. Odată mă duc să văd cum e. Și spunea el, i-am spus la mama că mă duc și fac meditație la matematică până la omul ăsta, că avem niște examen grele la băiatul ăsta. Și mama mi-a spus, măi, pentru matematică te lăs să te duci acolo, să faci tu. M-am dus, am ajuns acolo. Păi, el alți mai experți, m-au luat una mică, alta, rezistau. Eu am luat ceva, neodată băutură, s-o rup filmul. Nu mai știu nimic. Știu că m-am trezit, după aceea amețit de cap, m-am trezit, cumva m-am așa, după aceea luni m-am dus la școală, liniștit, ăștia îmi spuneau mie, băi, tu ai fost cel mai tare, îmi spuneau lui, tu cel mai tare ai fost din grupul nostru. Păi, poate, dar nu știu, nu țin minte nimic că am fost cel mai tare. Spunea el, tot a fost bine, dar s-a aflat că foarte mulți studenți, elevi de la liceul ăla, au început să manifeste anumite simptome și medicul școlii s-a dus la ei. Au constatat că s-au îmbolnăvit de HIV, sau în termeni de SIDA, de sindromul insuficienței sau imunodepresive. Și au început să afli, băi, dar de unde? Să vedem unde e sursa. Au găsit că una din fetele care era acolo era bolnavă de așa ceva, participa la partile la faina lor și o împrupe o grămadă de băieți și implicit cine mai era acolo la bucuriile alea lor, i-o împrupe pe ceilalți. Bine, da, ce treaba mea, eu găsesc pe aia. Au fost de atâtea ori cu tare. Nu, eu spun, băi, după ce te-ai amețit de cap, ai plecat într-o cameră cu fata aia și nu știm ce ai făcut tu. Cum ai vorbiți voi prostii, de eu nu țin minte, de așa a fost o singură dată, măi. Voi nu înțelegeți treaba asta, a fost o singură dată. Băi, asta este. L-a trimis să-și facă analizele și el acum se prezenta în fața la 600 de tineri, oameni buni. Ești din familie de pocăiți. Din mic cântam în fanfară. Acum iau 16 pastile dimineața, 16 la amiază, 16 seara și doctorii mi-au spus, mai am 5 ani de tăit cu tot cu pastilele astea, pentru că mi-am permis o singură dată să ieș de sub ocrotire. M-am uitat la el și mi-a părut rău de el. Pentru că noi credem de foarte multe ori că ne merg lucruri de genul ăsta. Că suntem tineri, suntem păziți de rugăciunea mamei și a tatei. Diavolul nu se uită. Vă aduceți aminte că au dus la un moment dat un tată pe un copil de-a lui, pe care Satan îl trântea, bam, foc, bam, napă și bătea joc de el. Și Domnul Iisus întreabă, de când este? Din copilăria lui. Dar cum, Satana nu respectă pe copii? Nu. Când te-a prins? Că ești fără acoperire, că ai ieșit din zona de siguranță, te-a ars. El nu poate ajunge la Dumnezeu, dar îți arde inima părinților tăi care sufăr și arde inima lui Dumnezeu, pentru că ai ieșit din zona de protecție. Jugul limitărilor te pune în protecție, te pune să fii păzit, să fii ocrotit. Dați-mi voie să vă spun un alt beneficiu al jugului limitărilor, este rentabilitatea. Atunci când
te fixezi pe un anumit lucru, poți să devii profesionist și să duci spre excelență lucrul respectiv. De foarte multe ori noi români am fost învățați că suntem policalificați. Mai ales când întrebați pe părinții voștri când au venit în Germania, întrebau ăștia, care știi stencuiască? Eu! Care știi zâdească? Eu! Dacă întreba careva, cine știi să fac submarinii? Tot noi! Dar știi cineva să lucrezi la NASA? Tot noi! Eram acolo pe fază, noi știm tot. Bineînțeles că știm câte puțin din fiecare. Și am constatat la un moment dat că nu știm nimic bine. Pentru că dacă vrei să știi profesionist, să duci spre excelență lucrurile, trebuie să te concretizezi pe un lucru, să înveți și să te dezvolți în domeniul respectiv. Aș vrea să vă spun, rentabilitatea este dată de oamenii care știu lucrarea și nu se amestecă în treburile altora. Foarte multă lucrare suferă în mijlocul evanghelicilor, pentru că știm de toate. Știm cum trebuie să cânte ăștia, știm când trebuie să înceapă, dirijorul, orchestra, păstorul, prorocul și trebuie să proroșească și când. Știm toate. Nu e așa că ne pricepem și la proroșii? Nu e așa că ne pricepem la orice? Bun, și ce facem bun în urma noastră, unde excelăm? Păi nu prea avem. De ce? Pentru că nu ne-am fixat pe locul nostru. Ori rentabilitatea vine în urma faptului, măi, dacă omul ăsta e cu rugăciunea și îl cheamă Domnul, păi las la rugăciune. Dacă omul ăla e cu muzica și îl folosește Dumnezeu, Doamne ajută, frate, Doamne ajută. Nu mă amestec în treaba ta, nici în treaba ta. Dacă ne-i vorba de predicat, mă ridic și slujesc în domeniul meu. Și când văd altul mai bun ca mine, mă dau înapoi și vitez înainte. Și mulțumesc Domnului că încep să văd din ce în ce mai mulți ca mine. Slăviți să fie Domnul! Vreți să mă depășiți? Doamne ajută! Doamne ajută! Este loc, frații mei! Dar pentru asta, concentrează-te, citește, postește, învață, ascultă și pe altul. Dezvoltă-te! În toate domeniile este asta. Spune Sfânta Scriptură în Psalmul 1, în unul dintre cei mai frumoși psalmi, spune în felul următor, cel credincios, cel ce cugetă la cuvântul Domnului, este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Asta nu-i liber. Tot în psalmul ăla este ceva liber. Nu tot așa este cu cei răi. Ei sunt ca pleava. Unde bate vântul, ei sunt excursii continuu. În continuu sunt excursii. N-au nicio bază. Pe când cel credincios este un pom care e legat de pământul ăla și de râul ăla, de izvorul ăla, de mii de rădăcini. Acum imaginați-vă că într-o zi pomul ăla pe care mi-ar place să cred că ești tu, care produci roadă la vreme, a cărui frunze nu se vestejesc, vine într-o zi și spune, dar vreau să fiu liber ca pleava. Vreau să fiu liber ca pleava. Mă smulg din rădăcinile mele și vreau de acum libertatea asta. Ce se întâmplă cu pomul ăla care s-a smuls din rădăcinile lui? Se usucă și moare. Pentru că libertatea lui stă tocmai în faptul că e legat de pământul respectiv. El este rentabil, el are viață, el trăiește din cauza pământului în care este limitat. Nu tata așa este, vă repet încă o dată, cu pleava. N-are nicio stabilitate nicăieri. Și bineînțeles că după ce faci multe excursii prin multe zone, purtat de vânt încoace și încolo, ajunge să fie dată, să fie arsă. Asta e secretul celor răi. De aceea e important pentru voi, port jugul acesta al limitărilor, care în primul rând mă protejează și în al doilea rând mă face să fiu rentabil pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Și un ultim aspect pe care aș vrea să-l subliniez la jugul acesta al limitărilor, îți creează un antrenament pentru următorul jug. Și anume, te face jugul ăsta al limitărilor să te antrenezi în câteva lucruri. Spunea în textul citit în Proverbe, în plângerile lui Ieremia, în textul ăsta biblic, că trebuie să te înveți să mai taci din gură. Spune Scriptura în felul următor, versetul 28, plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 28, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i-l-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Îți umpli gura cu țărână și te înveți să taci. Și când îți vine să vorbești, nu să audi, ci? Pentru că ai gura plină de țărână. Dintr-o dată te autolimitezi în domeniul ăsta. De ce? Prea multe ori știm de toate.
De prea multe ori avem răspunsul la o grămadă de întrebări care nu se pun. De prea multe ori avem răspunsul. Știm ce trebuie de făcut. Nu termină la jumătate de întrebare sau jumătate de probleme. Gata, știu și eu. Spune el, am fost în cutare și eu am fost. Știți, am mers în cutare și l-am văzut și eu știu pe ăla. Păi te-a întrebat cineva dacă știi sau nu. Foarte rapid intervenim să spunem, mai umpleți gura cu țărână. Învață-te să taci. Pentru că e foarte bine. Tăcerea asta te face să ai o anumită temperare, o anumită gândire. Mai vorbește înainte de a vorbi. Mai gândește înainte de a vorbi. Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat profetul Elisei s-apucă să facă o prorocie la cetatea Samarie, unde era foamete cumplită. Mâncase toți măgarii și acum se vindea găinați de porumbel cu nu știu cât marfa întâia. Și ăsta vine, profetul, și spune mâine se va vinde la poarta cetății floarea făinii și floare de grâu și dă-și prețul acolo. Bineînțeles că asta, din toate punctele de vedere, era ceva de neconceput. Probabil împăratul s-a gândit și el la fel, dar pentru că avea respect de Elisei, o tăcut din gură. Dar slujitorul pe care se răzăma împăratul când cobora de pe cal și când urca, l-a luat gura pe dinainte și a zis ceea ce probabil gândeau și el azi. De asta s-a apucat și să vorbească, că nu o lua țărână în gură când trebuia. Să facă Dumnezeu și fereste în cer și lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Și Elisei l-a servit rapid. Vei vedea, dar nu vei mânca. A doua zi, la poarta cetății, s-a vândut floarea făinii și făină de grâu. Dar îmbulzeala a fost atât de mare că omul care a vorbit fără să tacă din gură, când trebuia să tacă, a fost călcat de mulțime în picioare, a văzut, dar n-a mâncat. Știți cât e de important? Câteodată în viață sunt momente când ești tulburat. Sunt momente când s-ar putea eu să te enervez sau altul, să te ofenseze, intenționat sau neintenționat. Bineînțeles că dinăuntru tău spornește un vulcan, că și tu știi să-i spui lui. Îl lipești de perete cu vorbele tale. Îi zici câteva, de nu se mai apucă niciodată de tine. Dar totodată, înăuntru tău poți gândi, păi dar omul ăsta e nesimțit, păi dar omul ăsta n-are limită. Dar poți gândi lucrurile astea. Le gândești, dar niciodată nu trebuie să-ți ceri iertare pentru ce ai gândit. Niciodată. Dar dacă l-ai făcut pe ăla nesimțit și ai scăpat vorba, la un moment dat trebuie să leși cât de cântăreț ești, cât de cutare, frate, te rog frumos să mă ierți cât ți-am spus cuvântul ăla. Fratele, nu te întream niciodată, băi, ăla a fost vârful, dar și ai mai gândit tu de mine, că n-are acces la gândurile tale și n-are acolo prioritate. Dar ce-ai grăit, deja răspunzi. Deja trebuie să repari. Pentru că n-ai rămas numai la stadiu de gândire. O, cât de binecuvântat ești în momentul în care ai gura plină de țărână și vine cineva și te ia la întrebări pentru credința ta, pentru felul cum arăți, pentru cutare și să scarpene de tine în mod ca să te provoace. Și tu, fiindcă ai gura plină de țărână, numai nu pricepi ăsta și vrei să spui. Nu trebuie să ceri scuze deloc. Nu pricepi nimic. Dar ce spui? Nu poți să... Poți să intri și într-o stare de bâlbâială de asta. E mai bună decât să vorbești cursiv și rău. Ori din punctul ăsta de vedere, frații mei și stimate surori, luați timp din ăsta când să nu comunicați, când efectiv să tăceți, să stați în solitudine cu Domnul și să vă învățați să nu răspundeți imediat, că nu le știți pe toate. M-am felicitat de foarte multe ori când mă gândeam, aveam o replică la un moment dat să dau la o anumită persoană și am spus, mai aștept. După aceea am aflat detalii despre persoana respectivă și replica mea venea ca bota în apă, în baltă. Stropeam pe toți și pe mine implicit. Și după ce am văzut ce replică vreau să dau eu și ce situație era acolo, mulțumesc, Doamne, că am trecut din gură. A fost o biruință, dar numai eu m-am bucurat de ea. Că dacă scapam cuvintele, nu se mai bucura nimeni. Știți cât de mare binecuvântare ai? Și stimații mei, când vine jocul următor, foarte multă lucrare este stricată din cauza buzelor noastre. Am întâlnit vase ale Domnului oameni, tineri și tinere, care au un dar de profeție, o vedenie, au lucrări din partea Domnului, n-ai ce să le comentezi. Nu ai ce,
Când s-a ridicat ăla și a spus că a văzut din partea Domnului, s-a descoperit Domnul, păi așa e, toată lumea știe. Marea problemă, după ce eu terminat el, el zice, Lizală, râs pe tătii, zici că n-are nicio treabă, vorbește de unul, de celălalt, și toată lumea se uită, uite, e o diferență atât de mare, măi, de la ce a zis el înainte cu ce a zis acum. Știți că în timp oamenii nu-l mai bagă în seamă cu tot darul lui perfect și bun din cauza hălizărilor și a slăbiciunilor și a vorbelor spuse după aceea? Ori așa se strică darurile, frații mei. În modul ăsta se strică. Un om disciplinat în domeniul ăsta, chiar dacă este dispus, mai temperat, are grijă să caute cadrul unde spune așa ceva. Al doilea lucru la antrenament, învățați-vă să suferiți. Spune Scriptura, să te saturi de ocări. Despre Domnul Iisus Hristos ne spune că era obișnuit cu suferința. Aș vrea să vă spun, tocmai asta l-a făcut să rămână. Nu uitați, avea 12 legiuni de îngeri, v-am spus în prima parte a sesiunii, pare mi se. Cu toate astea, n-a chemat niciun înger să-l ajute și să nu știți, să nu credeți că durerile au fost mici. De aceea Sfânta Scriptură spune că a murit și încă moarte de cruce. Era una dintre cele mai terifiante morți, condamnări, cele mai terifiante. Și el a fost condamnat și nu numai atât, eu și tu care avem natură păcătoasă, avem înăuntru nostru, din pricina păcatului, suportăm nedreptatea lumii astea cu oarecare ciudă, mânie. El a fost curat și sfânt, asupra lui nu s-a găsit vitreșug, el n-a săvârșit păcat. Și când moartea și păcatul nostru a fost pus asupra lui, a simțit momentul ăla de durere când a strigat Eli, Eli, lama sabachthani. Păi atunci putea să spună îngeri la datorie și toți erau acolo. Dar pentru că a fost obișnuit cu suferința, cu miștou, a fost obișnuit cu cuvintele pe care le spuneau farisei, el se dă, el spune, dar el nici nu-i din cetatea care trebuie și așa mai departe și vorbeau de el, ai drac. Ești îndrăcit, ești condus de Belzebul, nu de Tatăl nostru Ceresc. Toate lucrurile acestea, Domnul s-a învățat să le sufere. Și spune Scriptura, obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai privirile de la El. De aceea a rămas și ne-a dus o mântuire veșnică, slăvit să fie Domnul. Ne trimite Domnul în misiune câteodată și în lungul misiunii diavolul știe că misiunea va trezi niște tineri. Misiunea va coagula biserica, misiunea aia în care ne-a trimis Domnul va face o lucrare deosebită și diavolul în drumul misiunii începe să facă mișto din noi. Spune, nu ești valoros. Ridică oameni care câteodată îți prieteni, dar acum sunt potriva ta. Îi ridică, ce ai să faci? Abandonezi misiunea sau mergi până la capăt, tăcând din gură, obișnuit cu vorbirea de rău, cu miștoul, cu bajocora, mergi să-ți duci misiunea până la capăt. Pentru că te-ai antrenat și ești obișnuit cu suferința. De aceea așează Dumnezeu oamenii împrejurul nostru să ne obișnuiască cu lucruri de genul ăsta. De aceea, pentru că când ne trimite să facem lucrarea Lui, ne antrenează pentru așa ceva. Ultimul jug pe care îl poți pune și e rentabil doar dacă ai primul și al doilea, pentru că am observat oameni care și-au pierdut jugul acesta din pricina faptului că nu l-au pe al doilea, am atins ceva, și anume este jugul slujirii. Dacă așteaptă Dumnezeu ceva de la generația tânără, de la fete și la băieți, este să-i slujească Lui, să se pună la îndemâna Lui și să fie gata să slujească în ogorul Evangheliei. Cum le vorbeam aseară la părinții voștri, Dumnezeu are daruri spirituale de dat și astăzi. Darurile Lui sunt la dispoziția noastră. Numai că noi suntem cu prioritate spre altceva. Scriptura spunea, urmăriți darurile duhovnicești. Cu alte cuvinte, căutați-le. Nu se cauți în mod special un anumit dar, dar urmărește, Domnule. Urmărește cum urmăresc să am o școală bună, cum urmăresc să am o meserie bună, cum urmăresc să iau o mașină cât de cât bună. Urmăresc și darurile spirituale. Vreau să caut din partea Domnului, să-mi dea Dumnezeu darul. Și spunea Pavel acolo, mai ales să prorociți. Am văzut comunități și treziri spirituale printre adolescenți și printre tineri. La noi, în sânul comunității noastre, am avut parte de o asemenea trezire spirituală printre adolescenți și elevi,
Știți cât e de greu să te duci la școală la ora 7 sau 8? Ei cu o oră înainte erau la demisolul bisericii, câte 80 dimineața, își puneau ghiozdanele pe hol și începeau să roage cu mâinile ridicate o oră până când se ducă la școală. În timpul orei respective, prin ei aveau lucrări și spunea, ai grijă, vezi că am văzut în dreptul tău, vezi că cu tare, vezi că cu tare. Și îmi aduc și acum aminte că ieșise ceva vorbă, era un băiat din ăsta de mai pocăit, dar care era mai utișor așa dintr-o familie, în continuu avea el treabă, comenta și la profesor și la cutare și nici nu era pregătit ca să comenteze, comenta așa ca așa, îl mânca pe el limba. Și vine Duhul Sfânt și îi spune în felul următor, astăzi vei fi pus la încercare, veghează, veghează și ai grijă la limbă ca să poți ieși biruitor. S-a dus copilul ăsta la școală și în ziua aceea profesorul de matematică care avea treabă cu toți l-a scos pe ăsta la tablă. L-a scos și eu a spus să fac. Normal că nu știe, că doar el nu știe. A început ăsta să facă un mișto din ăsta. Bineînțeles că la primul mișto ăsta avea răspuns totdeauna pentru profesor. Totdeauna avea răspuns. Dar de unii, în timp ce profesorul făcea mișto din el, el și-a adus aminte de lucrarea care a avut-o tocmai dimineață printr-un alt coleg de clasă de la el, că erau la rugăciuni. Tăcea din gură, domn profesor, nu știu asta, vă rog să mă iertați, vă rog. Ăștia nu se mirau că nu era el. El abia reble, ei abia așteptau să asiste la un spectacol, profesor, elev, să îi încânte pe toți. Dar de unde? Ăsta, smerit, umil, recunoaște că nu știe, vă rog să mă iertați, mă pregătesc data viitoare, cu tare profesorul a prins cel curaj și mai mult, și-o sunat soneria. Ăsta alerga pe holuri, am biruit, am biruit. Ce anume predic i-aș ține eu la un copil din ăsta? Superactiv, noi îl zicem obraznic, dar tehnic se spune superactiv. Ei, la un copil de ăsta să stea liniștit, să răspundă frumos la profesor, să ăștia, ce predică să-i țin eu? Dar Duhul Sfânt are drum spre inima lui. Dacă sunt daruri care să aibă prin cine lucra. Ori, vă așteaptă toate lucrurile astea. Am fost în comunități unde darurile astea lucrează la ele acasă. Să începe rugăciunea și să ridică tineri și tinere, bărbați și femei care au darul, n-așteaptă să încheiem rugăciunea, se duce, pune mâna pe el, ascultă tinere ce-ți vorbește Domnul. Ceea ce se întâmplă în casa ta, nu-i din pricina ta. Da, lucrul ăsta l-am îngăduit, dar să știi că pentru tine am un viitor. Ăla începe a plânge, nimeni nu știe că părinții lui sunt divorți. Nimeni nu știe, dar Duhul Sfânt îi spune, am de gând ție să-ți dau un viitor, să duci altă soră la altcineva. Când se termină rugăciunea, după 20 minute, aproape jumătate din biserică, are din partea Domnului, planul lui Dumnezeu, mai fac o rugăciune, sunt lucrări și pentru toți ceilalți. Că ăsta, dacă toți sunt, ei, dar noi ne ocupăm cu alte lucruri. Jugul lui Hristos nu-l luăm să depindem de El, că El are darurile. Jugul imitării, nu, vreau să arăt cât mai bine. Să pun mâna pe un băiat bun să-l chinuiesc și un băiat bun să gândești să pui mâna pe o fată bună să chinuiesc amândoi unul pe altul. Și apoi după aia ce să vorbești de daruri spirituale? Oricând se începe, Doamne, nu mă interesează fetele, băieții, lumea. Mă interesează să fii Domnul meu și eu robul Tău, Doamne. Și după asta, Doamne, ajută-mă să mă limitez, să-mi ridic balustradă unde sunt slab. Ajută-mă, Doamne, să mă ferez de domeniile în care mă vezi vulnerabil, Doamne. Să am un zid, înclădesc un zid, îmi pun un gard. Nu mă duc acolo. Sunt foarte mulți băieți, bărbați, în mod special. O să-i vedeți foarte sensibil la televiziune, la internet, la toate astea. Și nu că sensibil, dacă dai la un bărbat un televizor cu mai multe canale, el îți ia telecomandă. Și pe ce îți ia telecomandă? Pac, pe un canal, pac, pe altul, pac, pe altul. Stai lângă el și întrebi, da, ai văzut el, nu mă interesează, eu mut la una. Se numește, am uitat, este o boală spusă de psihologi în domeniul, telefobie sau manie, dacă nu cumva, telemanie. Când muți de pe un canal pe altul, păi să vezi și disperați sunt toți ceilalți când ăsta mută dintr-o parte în alta, nu se satură din nicio știre. Pentru că asta e starea lui. Alții, pentru că au sensibilitatea asta, ăștia nu și-au televizor în casă. Ăștia nu se iau altceva care să-i atragă atenția. Se poate și el cânta liniștit cu nevasta, se poate și el cânta liniștit cu copiii, pentru că el e bolnav, e sensibil pe asta. Sunt băieți care, înainte de a se pocăi, au băut foarte mult și încă sunt sensibili. Știți că mulți dintre ei s-au hotărât să nu servească niciodată masa într-un restaurant unde se servește și băutură? De ce? Pe mine nu mă afectează nimic. Eu chiar îl numesc slab pe ăla. De el vine și spune, fratele meu, tot a început de la un pahar. Eu nu vreau să mă expun din nou. Eu când văd restaurant care servește băutură, eu am ridicat zid acolo. Să nu mă numești slab, nu vreau să stau pe zidul ăla. Îl folosește Dumnezeu.
I-a dat Dumnezeu daruri, dar știi unii limita, știi unii slab. Nu-l încerca acolo. De aceea e important să ai limitările astea. Pentru că jugul slujirii se așează pe umerii tăi. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, iubirea noastră față de Domnul nostru se concretizează abia la nivelul ăsta. Spunea Domnul Iisus Hristos către un om care îl iubea pe Domnul. Și după ce s-a lepădat de 3 ori de Domnul, când s-au întâlnit la Marea Galilei, Marea Tiberiadei, spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus când îl întreabă pe Petru, mă iubești tu, Petru, mai mult ca toți ăștia? Și Petru spune, da, Doamne, știi că te iubesc. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să spună, băi, Petru, așa mă bucur declarația ta, cu ultimile tale declarații nu au fost pe linia asta. Ai spus că nici nu mă cunoști. Nu-i spune Domnul asta, ci spune, dacă mă iubești, nu-s mulțumit doar cu declarația ta. Fă ceva. Paște, oițele, melușeii și oile. Când noi declarăm că-L iubim pe Domnul, Dumnezeu spune, fă ceva pentru mine. Caută-ți locul și slujește-mă. Fii pasionat în ceea ce faci. Vreau să te întreb, cu ce te ocupi în biserică? Este o vreme când poți cânta. Este o vreme când poți sluji. Eu când am început să cânt cu frați. Am cântat în cor bărbătesc, am cântat în cor mixt, am fost dirijor de cor o bună bucată de vreme. Tot mergeam cu corul și ăștia mă puneau, domnule, să dea cineva un îndemn. Pentru frații care mergeau, dădeam și eu îndemn. Uite, tot așa am început să mă pregătesc și cum spunea cineva, din neveghere am ajuns de la cântăresc la păstor. Slăvit să fie Domnul! Dar la început am plecat pe linia asta, pentru că Dumnezeu este Cel ce te canalizează pe o anumită linie, pe o anumită stare, pe un anumit lucru. Dar încep cu ceva. Sunt foarte mulți tineri pe care îi aduce Domnul în biserică. Îți clătesc cu ochii așa, am văzut cum e acolo, am văzut cum e. Bă, dar ce faci tu? Cu ce te ocupi? Cu nimic. Dar toți ăștia așteaptă niște revelații de la Domnul. Toți ăștia așteaptă prioritate când e vorba de căsătorie. Toți ăștia au niște pretenții de la Domnul și apoi sunt și dezamăgiți că Dumnezeu nu a spus, iată-mă, după cum o strigat, dar ce ai făcut tu pentru asta? Ce ai făcut? Ce slujbă ai făcut? Ce pasiune ai avut tu în timpul ăsta? Te-ai dedicat Domnului cu ceva? Sunt foarte mulți oameni care spun, Dumnezeu, acum nu, schimbul 3. Schimbul 1 și 2, numă, schimbul 3. Spune Scriptura în felul următor. Lucrați câtă vreme este ziua, vine noaptea și schimbul 3 nu lucrează nimeni. Că nu se poate lucra. O grămadă de tineri care au spus, Dom'le, nu slujesc acum, nu vin acum la conferință de tineri, nu mă duc acum în lucrare, nu merg acum în misiune, nu contribui acum. Într-o zi vor vrea, dar nu vor avea unde, că nu-i va accepta nimeni. Pentru că ziua și timpul lor de slujire s-a dus. Ori v-aș ruga tare mult. Puneți jugul slujirii și începeți în biserică, în locul în care v-a așezat Dumnezeu, să slujiți, să fiți gata. Am un cunoscut care a fost într-o anumită comunitate, a slujit în comunitatea respectivă și după un anumit timp a trebuit să plece din comunitatea asta într-o altă comunitate. În timpul ăsta ajunsese păstor. Și fiindcă a plecat în altă comunitate, comunitatea unde a ajuns el, a vrut să-l testeze. Și-a zis, dumneavoastră, ești păstor? La noi, cum ne adunăm aici, și era în Anglia, e vorba așa, ne adunăm în sala asta de sport, la sfârșit trebuie strânsă scaunele. Dacă, dumneavoastră, ești disponibil să slujești, poți să strângi scaunele. Băiatul ăsta s-a dus frumos și împreună cu ușierii, cu oamenii de ordine, 6 luni de zile a strâns scaunele cu ei. 6 luni de zile. Fără nicio... A luat-o ca și o predică bună. Și într-adevăr a fost o predică foarte bună pentru ușieri, care spunea, bă, dar și eu sunt ultimul om să stau aici. Când au văzut dita mai păstorul, cu câtă grijă așeza lucrurile, scaunele, le făcea toate, le punea acolo, avea grijă să lasă 6 luni de zile a stat sub privirile ușierilor, a oamenilor de ordine, a păstorilor, a tot ce era în biserica aia. După 6 luni de zile, păstorul Iisus, nu se poate. Vină la locul pe care îl meriți și slujește în comunitatea noastră. Pentru că am văzut că pe dumneata nu te interesează postul, locul. Te interesează oriunde să slujești pe Domnul cu ce ți se permite. Și asta e foarte important. Vreau să te întreb, tu faci la fel? Pentru că oamenii din prejurul nostru nu merită. Le spuneam la frați că citeam despre un patron englez
care la un moment dat au văzut undeva într-un reportaj niște negri de pe Africa, spuneau în reportajul respectiv că ar dori să fie mântuiți prin credința în Iisus Hristos, dar n-au nici Biblie, nici cine să le spună lor de Evanghelie. Și atunci ăsta o lua de bun reportajul ăla, s-o dus și o cumpărat de banii lui, că avea o firmă destul de mare, o cumpărat niște Biblii traduse în limba poporului respectiv și o trimis cu un avion cargo în Africa, în colțul ăla îndepărtat, după care o vorbi cu directorii lui, o lăsat firma pe baza directorului și el și-o luat 2 săptămâni de concediu să ducă să le predice el Evanghelia printr-un translator acolo. S-a dus în zona respectivă, o dibuit zona aia unde s-a făcut reportajul, s-a dus să-i caute pe oamenii din reportaj și o găsit într-un birt care beau. Unde stăteau și beau. Și a zis, băi, am venit cu Biblie să vestesc Evanghelia. Ei au început a râde și a zis, domnule, noi știm că dacă spunem de treaba asta, voi sunteți chiar așa, numai nu i-a spus pe direct. Voi imediat trimiteți Biblie pe care pe noi nu ne interesează, imediat veniți să ne spuneți despre Iisus Hristos pe noi nu ne interesează, dar știm că noi voi veniți cu multe liri sterline. Alea ne interesează. Ai ceva bănuț la tine? Să ne dai și nouă? Mai oameni buni, dar eu am bătut drumul, am venit aici să vă aduc Biblie. Mai tu nu înțelegi că noi anumit am făcut reportajul ăla să-l trimitem la oameni, ca tine să vii rep de aici, cu... dar bănuți unde-s? Mai oameni buni, dar eu am venit să vă predic, eu nu-mi interesează Evanghelie și vrei tu să spui. Lasă-ne în pace și vă, unde-s banii? Supărat ăsta, după ce încerca să-i convingă că le-au adus Biblie și că el a venit să le vestească Evanghelia și s-a luat liber de la firmă, au lăsat alți oameni în locul lui, au făcut un sacrificiu să fie acolo, ăsta nu știu, interesat nimic. Banii unii au venit în camera de hotel și se pregătea să-și ia un bilet să întoarcă înapoi. S-a plecat pe genunchi și a spus, Doamne, pentru tine, pentru iubirea pe care ți-o port ție, am făcut cheltuiala asta cu Biblie, cu paletul ăla de Biblie care l-am trimis aici. Pentru tine am lăsat firmă, pentru tine mi-am luat bilet de avion, pentru tine am venit 2 săptămâni aici, pentru tine. Dar oamenii ăștia nu merită. Oamenii ăștia nu merită. Eu acum am eu bilet să mă duc înapoi. Și o voce i-a spus la urechi, ei nu merită, dar eu merit. Doamne, ei, uite cum se poartă ei. Și din nou voce i-a spus, ei nu merită, dar eu merit. Și își dându-și seama cine sunt, Doamne, tu meriți. Atunci scoală-te și du-te și fă lucrarea. Stimații mei, când slujești Domnului, de multe ori mai aștepți o mulțumesc, dar nu vine. Câteodată mai aștepți aplauze, dar e ales pe obraz. Câteodată când slujești Domnului cu jugul pus pe umerii tăi, dacă nu ești antrenat în suferință, îți vine să izbești totul jos și să lași să facă altul. Dar dacă ai luat jugul respectului pentru Hristos, jugul că îl slujești pe Hristos, ai luat jugul limitărilor care te-a învățat să mai taci din gură, care te-a învățat să suferi, care te-a învățat să stai în solitudine cu Domnul tău, ai luat jugul slujirii și începe a trage la brazdă. Și în timp ce tu tragi, alți credincioși își bagă beții să vadă, nu cumva te împiedici. Alți credincioși aruncă cu ouă în tine. Alți credincioși fac mișto de arătura ta. Dar tu nu pentru ei faci asta. Tu știu, faci asta pentru că Hristos merită. Amin. Stimați mei, niciodată eu nu voi merita slujirea voastră, prezența voastră aici. Înțeleg că ați venit de dragul Domnului. Eu am venit de dragul Domnului. Când ne suportăm așa la predică, la cutare, asta e altceva. Dacă când slujești, când faci slujbă, o faci pentru că El merită. Și actualmente nimeni nu poate să răsplătească. Oftatul cuiva, repetiția cuiva, munca cuiva, stresul cuiva, stările prin care trece numai un cântăreț care iese și nu iese cântarea cum eu ești acasă. Că de obicei nu iese cum iese acasă, rar iese cum iese acasă așa. De obicei acasă toate și predicile în fața oglinzii, cu introduși, cuprind și în timp ce predici în fața oglinzii, cum făceam eu, îmi imaginam adunarea că strigă numai aleluia, slăvit să fie Domn, ca și la voi, dar de unde? Eu sunt obișnuit că nu strigă, dar când predici în fața oglinzii, când cânti acasă, totul este grozav. Când stau ăștia, parcă ești la examen toți așa, niciunul nu te încurajează. Și când ai greșit, numai ei începe a ghionti profesioniști. O, schimba gama, gata, odată pe arătură. Ăsta, organistul, încearcă să o acoperi el, să nu-ți prindă nimeni. Deja specialiștii care sunt în zonă știu. Ce faci după ce te-ai dus în bancă? De obicei spui, nu mai cânt. Bun, dar Domnul merită să mergi în continuare? Domnul merită să mai faci o repetiție? Domnul merită să slujești mai departe? Doamne ajută, frații mei! Închei mesajul meu spunându-vă aici că este bine pentru un tânăr să poarte un jug în tinerețea lui.
Este bine să-și pună jubul robiei față de Hristos, să spună, Doamne, puțin îmi pasă ce spun oamenii, puțin îmi pasă de valorile lor. Pe mine mă interesează doar ce spui Tu, că Tu ești stăpânul meu. Apoi, Doamne, vreau să am jugul limitărilor. Nu mă lăsa să mă duc mai departe decât pot duce. Ajută-mă să fiu eficient în domeniul meu. Dacă mă chem recitator, să fiu eficient. Dacă sunt cântăreț, să fiu eficient. Dacă sunt ușier, să fac eficient și să duc spre excelență. Oriunde m-ai chemat, vreau să nu fac la plesneală, cum se nimerește, ci vreau să fac pentru Tine. Și apoi pui jugul slujirii și începi să slujești. Nu ești niciodată în pensie. Dar într-o zi, cu jugurile acestea, vei duce sarcina și misiunea Domnului mai departe. Te vei opri în veșnicie și ți se va spune, vino rob bun și credincios și moștenește împărăția care ți-a fost pregătită. Vă doresc vouă, îmi doresc mie, îmi doresc familiei mele și tuturor celor din familia voastră să auzim aceste cuvinte scumpe. Amin.